Un nebun pentru Hristos din Grecia, secolului 20, Ioanis, poate cel mai cunoscut sfânt nebun pentru Hristos, într-un an în Duminica Ortodoxiei, când în Grecia se face procesiune și oamenii merg cu icoane, el mergea cu o glastră cu flori uscate. Și toți ziceau, măi, Ioanis, lasă glastra, trebuie să iei icoană, nu. Și la sfârșit, când se mărturisea Ortodoxia, florile din glastra lui Ioanis au înflorit în văzul oamenilor. Și a zis, așa va înflori Ortodoxia. Ori noi asta trebuie să credem. Pentru noi e o șansă. Adică noi suntem înconjurați de sfinți. Noi, practic, avem mai multe minuni doar cu Părintele Iustin Pârvu decât avea un creștin acum 1000 de ani în toată viața lui. De tot ce auzea un creștin în toți anii în care mergea la biserică, noi putem afla într-o singură zi. Ceea ce trebuie să înțelegem, dar exact cum spune Părintele, este foarte greu dacă nu treci prin experiența asta suferinței, nu neapărat în închisoare, dar să ai o formă de suferință mai puternică și sigur că în închisoare, în spital sau prin boli, e altceva, nu poți să suferi la nivelul la care a suferit Părintele în închisoare dacă tu stai la tine acasă. Dar toți sfinții care, preoți, care au suferit în închisoare, așa cum este Părintele Valerian Grecu, cum a fost Părintele Iustin Pârvu sau Papa Cioc, se observă că au fost transfigurați. Este altfel, adică pe oamenii aceștia îi recunoști imediat. Este o înțelepciune, este foarte greu de explicat în cuvinte. Chiar l-am întrebat pe părinte la pauză să-mi explice ce a simțit când l-a îmbrățișat părintele Ioan și era bolnav și a spus, nu am cum să-ți explic, așa mi-a spus la pauză, că nu am cum să-ți explic în cuvinte. Ce a simțit? Am să vă spun o minune cu moașterul Sfântul Ioan Gurdeau. Și s-a întâmplat cu oameni. Și s-au mărturii mai multe. Am permitit? Vă rog. Când a scăpat închisoare Biserica Sfinții Voivozi din Corod, trebuie spălată. Și părintele Ioan, când a scăpat închisoare, a dat moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur pe antimisul care a făcut liturghie în închisoare cu sâte pe Baiou. Și mi-a dat antimisul pe colț moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur. Să le porți la tine, băi, părintele Ioan. A prevăzut părintele Ioan. Era ăla care prevedea de înainte. A fost sfinț, este și va fi până la sfârșit. Și acolo preotul Ioan le purta întotdeauna în sân. Moaștere și antimistul. Băi, antimistul ăsta a fost în închisoare, că antimistul ăsta are o problemă mare. Am vorbit și la Târgu Ocna. Că era un băiat acolo care nu se făcea liturghie la Târgu Ocna, că n-are preotul, n-are antimist. Și atunci el s-a îmbolnăvit de plămâni, băiatul Romel, s-a dus și el la Făcărești, unde era Sfânt Ioan. Și povestește, ar face preoții, dar n-are antimis. Sfânt Ioan, având două, îi dă unul lui. Și de Paști a împărtășit tot pretențiarul de la Târgu Ocna, preoții de acolo. Și i-a dat, părintele, acest antimis și a spălat biserica. Tot, când s-a terminat, scălată tot, așa, și când s-a terminat, îmi spune preotul, mai este acolo un punct. Și când m-am aruncat așa, s-a făcut scheală, s-a căzut, nu l-a lovit pe nimeni decât o măicuță, a zgârit o leacă jos, iar eu am vrut pe stâlpul ăla, că e biserica înaltă, dacă vreți încolo să vedeți, era un cui bătut așa și întors așa. Și a rămas spăzurat în cuiul ăla. S-a agățat? A agățat. Eu n-am mai ținut cont că am Sfintele Moaște la mine, oarecum tot teamă. A pus repede o scară, am coborât și că văd vreau să am povestirul pe întreoare. Bă, că nu eu, mă, Sfintele Moaște. Acum se întâmpla cu Sfintele Moaște. Le-am purtat la mine și, până la ură, am ajuns în Cipru. Și acolo în Cipru îi povestesc la un preot foarte cuvios, un părinte, Efrim, cheamă așa, și îi povestesc minunea asta. Părinte, vă rog, dă-mi-le mie. Dă-mi să antemisul, îți preot, poate așa, și-ți dau și eu altceva în schimb. Și m-a dat o bucățică de moaștele lui Sfântul Ioan Ozevitu. Și în Cipru, moaștele lui Sfântul Ioan Gură de Aur cu antemisul Părinte Ioan, care a făcut slujbă închisoare. Deci, s-o cotesc o minune mare pentru mine și alte și multe. Prin ce am trecut, nu pot să le spun să fie o laudă, nu. Menurea este cel mai mare, este că, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este să ne schimbăm viața. Părinte, dar a spus un lucru care m-a impresionat. Ați spus,
spus un lucru care m-a impresionat și chiar poate chiar îl punem pe burtieră. Ați spus că toată averea mea este semenul meu. Ați spus că toată averea dumneavoastră, ați spus toată averea mea este semenul meu. Da. Da. Pentru că nu mai leagă nimic. Pentru că spune și Sfinții Părinți. Cum vor fi călugării la vremea de apoi? Ce vor fi ca niște cărbuni strânși în vatră. Dar printre dânsii vor fi unii care va depăși. Ca să stai atât pe temniță. Să nu o temniță de asta grea. Mi-aduc aminte. Nu vreau să arăt suferință, că n-a fost suferință. A fost o bucurie mare la Dumbrăveni, dincolo de Sibiu, când a fost apele mari. Să stai 200 în dormitor, diarii, miros, bătăi, așa, a fost un regim ca în Albania, așa, în Albania, pe timpul acela era 6 luni de închisoare, dar cum, mâncarea nu era la gamelă, turna pe o teică și fiecare apuca cu pumnul, ca să le cuiască, să nu mai vine. Așa a fost sistemul ăla. Și deci au spus pantelioții că voi nu rămâneți îngălați cu mine, și veți merge, mai departe, pentru că n-a scăpat un dar, trebuie să suferiți îndeajuns pentru el. Și a suferit pana măduva oaselor. A, operație cu tare, nu țin cont. Că dacă n-aș fi trecut pe acolo, eu sunt bolnav, mă doare, mă mâne sușite prin apă, prin astea, prin suc, așa cu tare, așa. Deci m-a călit. Și căleala asta, cred eu, și bucuria este cea mai mare de a duce pe cineva. Se vedea Dumnezeu și mă rog încă 90 de ani cu toate suferințele, că dacă îl cobor pe Hristos în inima mea, am tot ce trebuie. Am găsit la dumneavoastră o scrisoare, o carte profană, o am. Și am arătat-o supraștențită-o ca să iau. Și acolo părintele Calciu, când a ajuns la închisoare, acolo se cam vaita, cam plastuc, greu, era cărtea. Așa. Și când a scăpat de acolo, a plecat în America. În America, acolo, însă, doar într-un club. Și a găsit o carte acolo. Și cartea ce spune acolo? Cel care a căpătat un dar cu tare, așa, n-a suferit cu tare. Și atunci, apărinte, scrie carte. Și că acum dau seama ce înseamnă suferința. I-a sărutat mormântul. Acolo am fost la Petru Vodă, așa. Deci, sunt vrednici pătivrile de acum ca sunt apostol Pavel și am văzut și am simțit că dacă mă ținea 1000 de ani în mănăstire, când se termina liturghia, nu știam ce apostol a fost. Păi m-a întrebat ce-am. Dormeam și Dumnezeu ne-a scos să ne aerisească. Și ne-a aerisit punde prin această suferință și nu pot să condamn pe nimeni. La Vișinescu, mă scuzați, m-am dus și l-am iertat, că am făcut acolo și a făcut oameni. L-am iertat. A fost niște robi trimiși de Dumnezeu ca să ne șarnă. În Vechiul Testament, ce spune acolo? Așa, Nabucodonosor, când i-a băgat un lei pentru Macabei cu tare, și că am vrut să încerc prin robul meu, dacă mai cred în Dumnezeu. Deci eu nu condamn pe nimeni. Plaga asta care este. Eu am vecin acolo care de Paști a lucrat, au sădit varză, bă, dar și de Paști, că băi nu mănâncas, a vrut o tornadă, i-a necat-o toate, așa, păi că, așa, dă-i-mă o varză, păi ce toată a mărit-o. Deci Dumnezeu bate o cetate. Vedem ce în țară, vedem ce de norosiri, tornadă acolo, stau oamenii prin mâl, așa, bate ca să rămă aminte, să vadă cum, Nu se ia măsuri cu tare, să vând fete la prostituația, cu tare. Și fete creștini, suntem pe primul loc, noi, în avorturi, mai este o țară românească sub picioarele noastre. Aia strigă, am găsit o carte acolo, așa, până când, Doamne, până când nu rap sângele vărsat, ca să vărsat. Mai așteptați că mai este un număr de tovarsă, frazei voștri, care vin din necazul cel mare. Ăsta e necazul, acum se începe necazurile mari, de acum vin. Până când nu ne face Dumnezeu, ne bate pentru că ne iubește. A luat vârguța să ne bice, să ne întoarcem către El. Ne ești tot pe Dumnezeu, spui tu că nu ești Dumnezeu. Juri acolo pe
pe Scriptură, să până la urmă faci alte nătrăbării, acui anticrist în chipul omenii, ca să căpete cât mai mulți. Pentru că în timpul prigoanei s-a dărmat bisericele, s-au trăițele, ne-a băgat în temniță, ne-a schelozit trupurile, de s-au făcut sfinți acolo în cer. Acum bisericele libere, cu tare, pe altă parte, televiziunea, internetul, ne-a dobitocit tineretul nostru. Să întrebăm noi, mâni, mă frământă asta, mă credeți, mă, să audă poporul tot, mă frământă, unii sunt copiii noștri de mă dimineață, da copiii, copiii, cum vor ieși? Așa, sunt în spatele școlii acolo și văd și aud, mă îngrozesc. Așa, tu ca român, fiind creștin, așa, și întrebarea este, unde mergem? Încotro? Care-s punctele noastre cardinale ca să o luăm încotro? Ne lasă Dumnezeu. Biserica este care să ținem de ea. Va fi biruitoare. Nu poate birui nimeni, pentru că este Hristos la temelie. Așa, să fac o durere a inimii mele, care mă doare inima, așa, să rup de biserica. Nu, rămânem corabia lui Dumnezeu. Acum, am acolo vecini care n-au fost la biserică de când nu-s cununați. Când au închis bisericile, nu mai merg la biserică, dar pentru dumneata e închisă de când mai fost la ea. Deci, a închis să vadă acum, acum să alege. Care, am acolo creștini care s-au făcut slujbele afară, cu tare. S-a mai făcut și anuntru, n-a purtat mască la el. Am pe Hristos, Doamne, nu mi-e frică acotare. N-a lipsit de la biserică, are 7 copii. Bravo ei, ce este ei? Așa, vor fa... Țara românească va fi salvată, știți cum? Prin eroismul unora care îi va da ca probă prigonitorilor după aceea martirajului. Sfânta Ecaterina, care a dus-o la chinuri, a pus-o pe roate și a dus înțelept să convertească și a convertit ea pe înțelept. Așa se va întâmpla și acum. Mă întrebări asta că mă înfing în țabea călăului. Așa. Că știți ce mă așteaptă. La proscomedii, bisericile, preoții, începe întâi cu martirii. Martirii au prioritate mare. Până la satele neam îi mântuie. Trece fără vamă. Deci am ajuns decăzuți. Și Dumnezeu, din căderea asta ne va ridica. Daniel, aș vrea să facem puțin, pentru că Părintele a spus foarte multe lucruri și aș vrea să le mai... să avem și o concluzie. A sesizat Părintele atât de frumos niște adevăruri de care ar trebui să ținem cont puțin mai mult despre faptul că mergem destul de... De fapt, nu toată lumea, dar uneori mergem prea rar la biserică, s-a făcut evatură că s-a oprit acum, că nu s-a putut merge la biserică, dar sunt oameni, exact cum spune Părintele, care nu merg, că nu merg, nu că s-a oprit mersul la biserică. Mâine se vor face slujbe în biserici. Sunt oameni care lucrează de sărbători. Părintele a spus printre rânduri, sau nu numai, cât de grav este să muncești în zi de sfântă sărbătoare. Adică Părintele și-a riscat viața ca să nu muncească de ziua Sfintei Parascheva și practic și-a salvat-o. Sunt lucruri pe care le luăm foarte ușor pentru noi, adică ni se pare că nu este un păcat atât de grav, ni se pare că este foarte greu să ținem post sau să mergem la biserică sau să nu muncim de sărbători. Găsim tot felul de motive. Sunt oameni care regulat muncesc duminica, spală duminica, fac cura duminica. Sunt lucruri pe care totuși ar trebui să le tratăm cu mai... mult mai multă sfințenie, să spunem așa, să respectăm mult mai mult cele sfinte, să înțelegem. Părintele ne-a vorbit din, se vede clar că Părintele vorbește din proprie experiență despre minuni, despre oameni care s-au vindecat, bine, oameni care au suferit mult de tot și pe care printr-o minune dumnezeiască, care printr-o minune dumnezeiască au fost vindecați, despre minunile moaștelor. Sunt oameni care nici măcar nu înțeleg bine ce înseamnă moaștele. Ei cred că sunt așa, mă rog. Trebuie să înțelegem că cu lucrurile acestea sfinte nu este de glumit. Nu este de glumit cu icoanele, nu este de glumit cu sfintele moaște, nu este de glumit cu preoții, nu este de glumit cu Sfânta Biserică, cu liturghia, cu maslu, cu tot ceea ce ține de sfințenie. Pentru că Părintele, bine, are o bunătate ieșită din comun, poate noi părem puțin mai duri, pentru că toți cei care se vor juca cu lucrurile acestea nu vor sfârși bine, exact cum spunea Părintele sau tu mai devreme despre preotul care a spus unei persoane că nu va ajunge bine, exact. Părintele cred că a spus, da? Deci oamenii trebuie să fie mult mai respectoși cu lucrurile acestea. După aceea se miră că ei de Paște sau de Crăciun se duc în discuție.
discotecă. Nu zice nimeni acum să nu te duci într-un club, nu zice nimeni, dar totuși trebuie să aibă mai mult respect. Sau sunt oameni care sunt oameni maturi, sunt oameni încercați de viață, care chiar râd dacă te aud că te duci la biserică. Păi ce, la vârsta ta? Deci trebuie să încetăm cu lucrurile acestea, pentru că este o perioadă în care trebuie mult mai respectoși să fim cu biserică și cu Dumnezeu în primul rând. Nu e vorba de un respect impus din afară, ci sigur, pur și simplu, trăire. Dacă duminica tu nu vrei să te duci la biserică, nu vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, arăți că de fapt nu vrei să te mântuiești. Adică, practic, nu Dumnezeu e judecătorul aspru care te aruncă pe tine în iad. În noaptea de Paști, tu arăți ce vrei pe lumea cealaltă. Sunt unii care vin, iau lumină, după care merg și petrec toată noaptea. Ei nu stau la biserică, nu stau la slujbă, nu stau să-L primească pe Hristos. Nici în noaptea de Paști nu stau la toată Sfânta Liturghie. Da. Că este clar greu, că nu vor raiul. Da, e clar că nu vor raiul. Adică ei nu vor să ajungă la chinuri veșnice, dar nu vor nici să se întâlnească cu Hristos. Păi nu există a treia variantă. Practic, din mărturia Părintelui, măcar cu asta să înțelegem, că dacă vrem să ajungem la Hristos după moarte, trebuie să ajungem din viața asta. Adică Dumnezeu nu e cineva cu care facem cunoștință după moarte. Hristos trebuie să fie de pe acum prietenul nostru. Trebuie să riști. Uite, mi-a vrut acum că Mihai Rădulescu mi-a fost profesor. A fost profesorul Plastin Lucasian. Are 1963 sau nu știu așa, a fost o iarnă grea. Nu ne-a mai scos la dig. Pe poate 2 metri și le-a rătras cu un coleg de meu, cu dânsul în fundul dormitorului și am făcut un acatist. Ne-a văzut, ne-a scos afară, cu pelea goară numai închilot, să ne rugim pe zăpadă. Ofițerul sus pe tureră și am stat acolo 3 ore, s-a topit zăpada până la pământ, a ieșit abur din pământ, masa dormitor, n-a răcit, n-a întușit. Lucrurile astea sfidează explicațiile medicale. Normal, vrea să se îmbolnăvească. Deci, a fost oameni de jertfă. Oameni care acolo s-au verificat și acum doar eu am durerea mare, mare de 30 de ani de când este libertate, cu câtă pasivitate să slujește lumea lumii. Cum ați spus dumneavoastră, că merge la Paști, așa, cu țigara în gură, până la clopone, s-o aruncă și chiar am avertizat. Păi, dar unde trezești, măi? E partea și a plecat. Pleacă la grătare, acutare. Deci am devenit niște creștini de formă, de Paști și de Crăciun. Sau nici măcar. Nu mai suntem creștinii care a fost odată. Nu, eu nu mai sunt... Devotamentul acela. Nu mai sunt tăria ca în închisoare. Cum ne rugam? Cu cât drag, cu cât risc, te bătea și a zis, dacă îți făceai cruce, tu poți, așa, ai făcut cruce, ce înseamnă asta? Să-ți ia cruce, dacă îți ofărâme, toate este și acum, fiind liberi, oare avem noi răspuns în fața dreptului judecător? Oare Dumnezeu este dator? Nu. Ne arată tot prin televiziune, prin toate, ne spune toate. Evanghelia, tot. Și ăsta la care e acasă, aude și el, și la dreapta judecată, nu va avea răspuns. Un preot de închisoare a început o biserică când s-a liberat să facă o biserică în vasul lui. N-a putut, s-a zis la Părintele Ioan, v-am mai spus o minune. S-a zis la Părintele Ioan, Părintele Ioan, la Recia, veniți acolo, trageți o predică. Și nu a început o biserică, nu se poate termina, cum să fac, viu. Și a fost Părintele Ioan întâmpinat, a închis farmacii, le-a închis tot și a fost întâmpinat. Eu m-am suit într-un copac, așa. Și a fost întâmpinat cu pâine și cu sare. Și Părintele a spus, nu-i pentru mine pâinea și sarea. Pâinea și sarea e pentru cei care stau pe scaure de ceară. Fletele. Și ne povesteați la pauză un lucru chiar fără cuvinte, înduioșător, despre modul în care oamenii și sfinții au reușit să ierte și să se roage pentru oamenii care îi chinuiau, care îi băteau, care îi maltratau în biserică și care până la urmă, că până la urmă chiar și oamenii care fac lucruri de care le e rușine până la sfârșitul vieții, au și ei acolo puțin suflet și pe patul de moarte își doreau să fie iertați până și oamenii aceștia care au chinuit sau și-au bătut joc de oameni nevinovați. Da.
Și ne-ați povestit la pauză o întâmplare cu tatăl dumneavoastră. Tatăl meu a fost un cioban. Mi-am dat câteva oi când am plecat la mănăstire. Mama a fost foarte hâtră. M-a blestemat. Când a murit, în preajmă, mamă, pe cine iubiți, mă, și pe tine, mamă. Și a murit în brațele mele, mama mea. Și m-am dus la părintele Ioan, pentru că i-a făcut gestul ăsta de iertare. Și când i-a spus-o părintele Ioan, și că are o trecere, fără să știe, fără nimic, oameni care a prevăzut, îi faci mâncare de pește mâine dimineață, păi părintele, nu se mai mănâncă. Eu îi dau binecuvântare, spui preotului de acolo, că am dat binecuvântare. A știut să ierte criminalii, mama mea, da. Care l-a omorât pe tatăl părintelui. A știut să ierte criminalii. Soțul dânsă. Deci, a venit și sora, și am venit acasă, am făcut, i-am povestit, că a fost 4 preoți la mormântare. Am mâncat și peștea, 20 de bunăvestire, care nu se mănâncă. Dar datorită puterea lui părintele Ioan, că un preot de acolo care era în parohia mea, a fost cu părintele Ioan în celulă. Părintele Zanfer a murit, Dumnezeu să o odihnească. Și a făcut mami mâncare de pește. Și am câștigat și pe criminali, și pe mama, și iertarea este mare. Pentru că totdeauna cea mai mare faptă este să ierți. Părintele Ioan nu dădea niciun fel de canon, cu nimic, decât spunea, să nu mai faci. Ascultarea. Păcatul, să nu-l repeți. Să nu mai faci, să nu mai repeți. Asta, degeaba, îți dau canon, faci 100 de metane, 1000 milosteni, pași iar faci la păcat. Deci nu mai faci păcat hotărârea. Ai un viciu. Dacă ai un viciu fumatul, desfriul, păcate grele, și te rogi de ele, ești un martir. Iar erau două maici acolo, care, părinte, prima luptă, patima asta a desfreului cu tare, dar una, și părintele Ioan zice că ai 7 cununi, dacă birui până la urmă. Dacă nu ai un păcat și te lupți să-l birui, păi ai biruit, ai mai ceva ca mortul care l-ai înviat. Deci, să ne luptăm cu noi înșine. Avem 3 dușmani, lumea, cu diavolul și cu noi înșine. Lumea te dă deoparte, pe diavol, cei din fața mea, dar ce facem cu asta? Dacă spui la punctul să faci biserică vie din așa, eu deși aduc mulțumire și la Vișenescu, am fost la el, înainte de a muri. Torționarul. Și l-am iertat, da. Că m-a chinuit, așa l-am iertat. Așa, de ce? Mi-a dat prelejul ca să mă îndumnezeiască prin oamenii ăștia. Că în mănăstire stăteam să dormeam. Eu m-am mai dus la mănăstire acum, Dumnezeu mă ierte, dar nu mai este focul ăla care era la noi. A devenit creștinii niște turiști, se uită, e un ghețar. Mai trebuie un zvârlit să mai aresească, să facă cum ai. Și am văzut lucrul ăsta, de veți fi trez, spunea părintele Ioan, prin mulți îi veți face sfinți. Eu nu sunt sfânt, străz, fă-te mă ta, prin cuvinte. Și eu om, am carne, pe mine dorință, dar știu să le pun bară. Părinte, povestiți cum a venit Sandu Tudor la dumneavoastră, da, la mănăstire? La părintele Daniel Tudor, care era a murit martir la Iud, e un, da, sfânt. Nu o să mai avem foarte mult timp și aș fi vrut să-l mai întreb pe părinte câteva lucruri, dar ceva, foarte pe scurt, părinte, nu mai avem timp și mai voiam să vă întreb ceva. Ziceți de starețul Daniel, cum l-ați cunoscut? Părinte Daniel, când era, mi-a dat 2 ani condamnare pentru 3 articole, că nu fără să mănăstirea, că purtăm uniforma și abuz în funcție. Și ca să ne salveze, că era mână-mână cu patriarhul, a zis mărabine 5, colo cu 5, să nu mai faci și închisoare, că vreau să fac o mănăstire de voi, o catedrală acolo la Rărău. Așa. Zic, noi nu aparținem de... Le duci la părintele Ioan, la Vladimirești, suntem afiliera lor, cu tare. Și când stați acolo, s-a dus Potropopul, directorul de la Neamțul, supăntând. Hai, măicuță, cu tare, dați-mi băieță să fac o catedrală acolo. Și știi ce le-a spus părintele Ioan? Ai să faci o catedrală din oasele Sfinției tale. Și-a murit la Iud, așa. Și ne-a hrăit până în 55, a contribuit, s-a spus așa, hai să mergem. Au plecat și l-am întâlnit pe părintele cu rugul aprins la Iud. Care părinte ne-a ridicat trădarea?
Și acolo, pe catedrală, la părintele, i-a prorocit părintele Ioan. Că a făcut catedrală de oastele lui. Așa că eu, ce să zic, m-a trimis Dumnezeu prin temniț ca să mă pot bucura, să mă pot cultiva. Când am scăpat de închisoare, m-am dus la colegii mei, care s-au încadrat ei cu tare. Așa, mă uit, preasfințitul Lucian, atunci am fost închiriei cu dânsul, l-am găsit episcop. Păi de mine, m-a pus să vorbesc era la o sfințire, la Văcăreni. Așa, de-am vorbit la 5.000 acolo. Deci, suferința este care spune cuvântul. Nu cârtesc, mă rog măicuții Domnului, să-mi dea încă 90 de ani, să fiu pentru folosul poporului, pentru folosul semenului meu, să-mi fac o dăruire totală, totală. Nu mă leagă nimic de lumea asta. Mâine vreau să arăt, să-L mărturisesc cu Dumnezeu cât de minunat a fost cu noi, cu România noastră, cu țara noastră. Că ne bate, merităm ca să ne întoarcem. La Dumnezeu, tot fiul care rămâne fără certare din partea părinților este nelegitim. Deci ne-a păgat prin cuptorul ăsta. Și așa că dacă ne-a copt bine, Maica Teodosia, poiata mănăstirii Vladimirești, când o arestat Vladimirești, pe ea a rămas și a făcut niște versuri așa. Și că într-o noapte întunecată, securiștii au venit ca niște furi și au luat-o pe măicuța cu o cărți în jurături. Iar când duba blasamată s-a hornit din loc geamând, însuși Maica Preacurată o privea de sus plângând. La galața încisoare, scumpa noastră mamă, cea cu suflet bun și sfânt, a fost pusă ca mormânt. Dugă-te dorurile peste dealuri și văcere, unde-s fete de ale mele, peste dealuri și vii, unde sunt ai mei copii, unde eram închisoare, să răspui că nu mai pot, dorul m-a topit de tot. Dor de alba mănăstirii și de sfânta Iisusire, să răspui cum o odihnesc și în paie mă închinuiesc. Până a mea în jurătura și o care băutura, are patru de strofi, Maica Teodosia. Dan Ion, da, sunt lucruri atât de, până la urmă e și greu să le înțelegi dacă nu le trăiești. Da. Părintele vorbește cu atâta putere pentru că le-a trăit 100%, a trăit 20 de ani în pușcărie, nu părinte? Da. 20 de ani. Și ne povestea Danion la pauză despre părintele care s-a bucurat când a părintele fost... Părintele Ian Iovan, deci duhovnicul lui când a aflat condamnarea, noastră, când spune cum a fost condamnat la închisoare, s-a bucurat? A dat ca așa zvârlit de bucurie. Fesul a aruncat însă și a rămas așa, în policandru. Că de ce? A primit-o cu toată dragostea. Asta nu sunt povești. Asta e credința adevărată. Da. Fără cărtirii. Deci, dacă tu, chiar ce mă va mărturise pe mine, și el vei mărturise pe el în fața tatălui meu, ce se va repăda de mine și eu mă voi repăda de el. Deci am rugul ăsta, nu m-am repădat, am vorbit, am mai făcut închisoare a prima, după 10 ani. Tăire-mi cu popia, cu poveștile voastre și cu toate astea așa. Așa, te căsătorești, te treci în colegiu și ce mai fac? Păi, o să dă 2000 de lei, nu mai spui ce face popa cu tare. M-a ridicat. Eu sunt creștin și român. Nu-mi tradez credința și neamul meu românesc. Păi ce trimitem înapoi? Acolo să rămână oasele. Pentru că am dat-o acolo, mi-a făcut o caracterizare, mă prezint la tecuța securitate, m-a arestat din nou. Și iată-mă, a murit, s-a dus cu ei, au nebunit. Eu sunt cu mintea mai lucidă. Versuri de prin închisoare, multe ar fi de spus. Voiam să-i spun părintelui să ne spună o concluzie, dar deja a spus-o părintele. Dar părintele va vorbi mâine la final. Poarta Albă, la Duminica Sfinților Români. Vor veni la Poarta Albă creștini din multe părți ale țării, pentru că este conferința închinată Sfinților Închisorilor. Deci ne poate veni să-l asculte mâine la Mănăstirea Domnul Poarta Albă. Darion, pentru faptul ăsta, mă duc acolo, a stat 8 luni, a murit, îi căra doi măgari zelnic. A venit, cadavrele. A venit acolo comandantul, că ți-a mai crăpat șef de cameră. Păi că avem 3-4 afară cu ei. Curapă, var, făcut să nu știi versuri, de s-a scurat strămoșii să-și vadă închis nepoții în țarcurile roșii, a striga în glas cu toții decât pe lume vii, mai bine mormânt de vii. Vine pe canal, aici va fi mormântul călugărilor, preotul, a steaburilor, a moșelor.
Sunteți dușmanii poporului. Am scăpat, profeții, iată unde sunt. A fost Dumnezeu cu mine. Dumnezeu e în om. E în om. El îți vorbește. Când am vorbit și în Basarabia, la studenții vizitori, bă, ce râzi acolo, zic. Ești preot, mă, dimineață, să fii o grindă ferească de râni. Fă-te avocat, fă-te altcineva, un profesor. Biserica are nevoie de oameni cu elan, devotați pentru miră, pentru a ajuta pe semenul tău. Așa, așa că îl iubesc și dacă ajung la Poarta Albă, acolo cred că o să fie, parcă am emoții de pe acum. Mulțumim mult de tot, părinte. Părinte, da. L-a spus câteva lucruri. Eu încheiești cu o rugăciune. Da, vă rog, părinte. Luați-o. Doamne Iisuse Hristoasă, Maică Prea Curată, cu toți sfinții la oaltă, ajută-ne să ne mântuim neamul în românesc, tot, dacă îmi puteți și pe diavol să-l prindem, să-l facem să... că și el a fost înger luminat. Să-l aducem la credință. Și să nu avem dușmanie pe nimeni, să iubim cu iubire sfântă pe cei care îi prigonesc. Cu iubire sfântă, că prin ei ne mântuim. Să nu avem ură. Să avem plin de iubire. Sfântul Ioan Evanghelistul spune așa clar. De a se împărți averea toate la săraci. Dacă dragoste nu am, nimic nu sunt. Pavel zice, de a-și da trupul să ardă. Dacă n-am dragoste, nimic nu sunt. De a învia și morții. Și dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. Dragostea nu sunt tărâtă. Dragostea nu sunt nemânie. Dragostea nu sunt nimic. Dragostea toate le crede. Dragostea niciodată nu pere. Și vreau să fiu și eu să nu piară din mele dragostea față de cei mele. Am sunteți dragi. Poporul meu românesc mă este drag. Care vine, mă specetează, las tot. A venit cineva la mine, făcusem așa, să torn o mămăriguță. Părinte, ești chemată undeva să mergi acolo să spui. A rămas acolo mărâiută, am stânt răgaz, m-am dus. Părinte, vă mulțumim, am ajuns la final din tot sufletul. Vă mulțumim, da, pentru toate sfaturile. Noi vă mulțumim. Cu tot dragul. Mulțumim foarte mult. Gândit, ne revedem și sâmbăta următoare. Îi mulțumim mult, părinte, lui, noapte bună. Poate, dacă unul câștigăm din toate ce s-a discutat aici, sunt mulțumit. Mulțumim frumos, părinte. Amin. Toate ora veți. Amin.